Salutare și bun găsit la primul episod din seria de interviuri la o supă by Murphy Richards, brandul britanic de electrocasnice premium prezent pe piață din 1936. În România, Murphy Richards aduce cea mai mare varietate de supmakere, avem 5 modele prezente, iar astăzi vom testa unul dintre ele pe cel mai nou, aparatul Clarity, alături de invitata mea specială, ilustratoarea Diana Dragne. Bine te-am găsit, Diana! Mulțumesc de invitație, Andreea! Pregătită să ne distrăm astăzi cu un supmaker? Sigur, abia aștept! Pentru început, cum ți-ai dori să te cunoască urmăritorii noștri? În primul rând, sunt ilustrator și arhitect de interior, dar baza e ilustrația. Wow, deci un om care se ocupă cu arta. Sigur. Și cum se împletește arta cu, nu știu, cu gătitul? Foarte bine, vom vedea chiar azi. Aș vrea să facem așa o artă din supa pe care am ales-o. Wow, ce nebunie! Ce supă vom pregăti astăzi, pentru că tu ai venit cu rețeta ta proprie pentru urmăritorii noștri? Sigur! Mă gândeam să facem un Irish Fields. Este o supă de broccoli pe care am mâncat-o prima dată în Irlanda. Wow! Și mi s-a părut atât de bună, e consistentă, e plină cu brânză, cu smântână, cu tot ce-ți dorește. Cu sănătate, ai aici niște produse super proaspete, fresh. Hai să ne apucăm de treabă, punem ingredientele, cu ce începem? Sigur, hai să începem cu broccoli. Mai departe. Avem doi cartofi. Superb. Doamne, abia aștept să văd ce gust, o ceapă. Tocăm totul mărunt, mărunt, mărunt. Așa. Unt. Unt. Cât unt? Două bucăți destul de mari, sunt de ajuns, patru căței de usturoi. Patru căței, tot ce-i cu usturoi ador și iubesc. Așa, smântână. Smântână, wow, va ieși ceva super cremos. Ceva foarte consistent, e o masă întreagă aici. Nu-ți mai trebuie nimic, 80 de grame de ulei ne ajung. Bun, și un cubuleț de supă. Un cubuleț de supă, hai că atât pot să fac și eu. Perfect. Mai departe. Ok, o să-i punem și sare și piper. Sare și piper. Nu punem foarte mult, dacă e nevoie mai adăugăm la final. Prima ta experiență cu un soup maker, da, Diana. Da, sunt foarte curioasă. Să-i punem și apă. Să iasă o supă. Ideea este că acest soup maker Clarity are acest bol transparent care practic îți permite mereu să vezi consistența. Hai să-i punem capacul, îl băgăm în priză și ne apucăm de treabă. Sigur. Bun. Diana, supa noastră Irish Fields se gătește aici și se pregătește. Deci numai ingrediente sănătoase și delicioase. Da, da, da. Crezi că e o supă ușor de mâncat când vine vorba de copil? Că știm cu toții copiii au o problemă cu broccoliul. Cred că da, pentru că are foarte multă brânză și dacă o decorăm frumos, roșii și eventual îi desenăm niște animăluțe, cred că o să fie un succes. Noi mai avem aici vreo 16 minute, spune acest soup maker. Wow, minunat! Între timp putem să stăm la povești, așa ca fetele. Spune-mi despre tine. Când ai apărut un online? Am apărut în online de mult, dar cu design interior, de curând, cu ilustrația de aproximativ 2 ani, așa. Și cum ai trecut de la design interior la partea de ilustrație, care spui tu că îți place cel mai mult dintre acestea două? A fost brusc, pentru că am studiat lucrul ăsta de când eram copil, arta, și apoi am intrat în partea asta tehnică de design interior, după care am zis stop, a venit și copilul și am zis timpul să mă liniștesc un pic și să vedem ce se întâmplă cu ilustrația și frumos merge. Asta este o meserie de viitor în România, știi? Eu sper că da, eu sper că da. Practic, ce face un ilustrator? Cum îți începi ziua? Cum o continui? Cum vin joburile? Depinde, e foarte diferit de la o zi la alta. Sunt zile în care chiar nu lucrez, în care mă ocup doar de partea tehnică, de preluat comenzi, de... Și sunt zile în care stau efectiv toată ziua, de dimineață până seară, cu pensul la mână și acolo mă prind de noapte. Și ce te inspiră ca artist? Pe mine personal mă inspiră natura. Artiștii sunt diferiți, avem diferite arii de, pe care le acoperim, dar eu sunt mai mult pe partea de natură și de botanic și de animăluțe și de tot ce e mai drăgălaș așa. Și locuiesc la țară și avem o curte destul de mare și pe acolo îmi găsesc inspirația, știi, printre toate plantele, pe sub copăcei. După cum bine se vede, supa noastră e gata. Minunat! Abia aștept să o gustăm. Îmi place foarte mult faptul că acest soup maker are acest bol transparent, pentru că tu ai putut să controlezi consistența. Sunt foarte curioasă ce consistență ți-a ieșit.
Arată într-un mare, mare fel. Diana, mie mi se pare că ai reușit să faci fix două porții de supă pentru noi. Perfect, nu risipim nimic. Acest soup maker poate face până la 4 porții de supă. Mamă, ce consistență are! E foarte bine că acum o să ne poată susține decorul și trecem la partea mea preferată. Și anume arta! Exact! Cum se împletește gătitul cu arta? Uite, vei vedea chiar acum, se împletesc așa bine, avem aici o armonie de culori. Ce avem de făcut? Să ne jucăm! Ok, deci va trebui să încerc să fac ca farfuria mea să arate bine. Sigur! Ce-ai face în timpul câștigat, în afară de ilustrații? Cred că aș sta cu bebelușa mea și aloca mai mult timp, iar mâncarea noastră se pregătește singurică. Wow, ce pui acolo? Avem cheddar. Nice! Și crutoane? Și crutoane. Mamă, ce bine arată! Hai să și gustăm, nu? Da! Uite, adaug și eu un pic de culoare, uite, chiar mai au după tine. Wow! Gata! Divin! Diana, iată și prima ta supă gătită cu soup makerul Clarity de la Murphy Richards. Yummy. Arată, arată foarte fain, abia aștept să gust. Eu zic că merită să facem o poză întâi, pentru că întâi pozăm, după aceea mâncăm. Prioritățile. Nebunie în farfurie, mie mi se pare că are un miros de primăvară. Exact. Parcă reușești să distingi mirosul fiecarei legume în parte. Într-adevăr. Abia aștept să mănânc. Să vedem. Poftă bună! Poftă bună! Consistența mi se pare absolut divină. E perfectă. Nu? Da. Ce părere ai pentru că a fost prima ta experiență cu un soup maker? Nu mă așteptam să dureze atât de puțin. Sunt fascinată de cât de mult timp aș putea salva. Practic doar a trebuit să toci legumele. Exact. Le-ai aruncat în vas. Da? Și a făcut treaba pentru noi. Te-a convins soup maker-ul Clarity de la Murphy Richards să-i acorzi o șansă în bucătărie de acum încolo? Cu siguranță, cu siguranță. Dragilor, vă mulțumim că ați fost alături de noi la primul episod din Interviuri la o supă, o inițiativă Murphy Richards, care face parte din arta gustului, arta supei. Consider că am creat arta astăzi. Ne revedem data viitoare cu un nou invitat și o nouă supă!